domnișoara, președinte a tineretului Cluj-Napoca, domnișoara Laura Șerban. O să ajungă și domnișoara Laura în momentele următoare. Bună! Președinte Avram Gal, dați-mi voie să vă spun, domnișoarelor și doamnelor, că sunteți încântătoare în această seară. Să nu uităm că datorită dumneavoastră ne aflăm în primul rând aici, nu domnul președinte? Pentru că este 10 martie și această zi, această lună și de ce nu, acest an vi se datorează, domnișoarelor și doamnelor. Vă doresc să rămâneți la fel de frumoase, vă doresc să rămâneți la fel de elegante și încântătoare cum sunteți astăzi și mai ales tinere și cu doza de optimism pe care trebuie să o avem toți în fiecare zi. Și să vă spun un singur lucru. Îmi iubesc foarte mult familia și municipiul Câmpia Turzii și îmi doresc ca toate doamnele din Câmpia Turzii, bineînțeles și tu, dar asta o să spună colegul meu, toate doamnele din sală, toate doamnele PSD-le și toate doamnele să fie fericite și noi bărbații să ne ocupăm să fie fericite. Câmpia Turzii are nevoie de o schimbare și cred că cel mai important lucru pleacă din familie. Vă doresc tot binele din lume și doresc tuturor doamnelor la mulți ani. Ani te iubesc și o să fac tot ce pot să câștig Câmpia Turzii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul președinte! Îi dăm cuvântul domnului președinte a organizației PSD Turda, domnul Răzvan Ciordea. Bună seara tuturor și, în primul rând, la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Eu nu o să fac ca și colegul meu, Avram Gal, o să-l invit pe soția mea, pentru că ea este tot timpul cu mine, ea știe asta. O să vă spun o foarte, foarte scurtă istorioară, nu vreau să vă rețin. Săptămâna trecută, să știți că am fost invitat la alegerile OFSD la Dej și le spuneam acolo doamnelor, nu știu cum se face, că de fiecare dată, când o doamnă își face adeziune la noi la partid, automat, într-o săptămână, apar și 7-8 domni. Concluzia vă rog să o trageți dumneavoastră. Dumneavoastră, doamnelor, sunteți cheia, dumneavoastră, doamnelor, aveți o farmec aparte, dumneavoastră, doamnelor, vă rog să vă petreceți în seara asta și vă simțiți bine aici cu noi și împreună cu invitații noștri. Este pentru prima dată când nu respect cutuma și nu-i salut, dar au fost salutați de foarte multe ori. PSD Turda, știți că vă iubesc, PSD Câmpia Turzii, la fel, nu chiar ca așa pe Turda, nu vreau să fiu. Vreau să câștigăm alegerile foarte scurt. Când ieșim afară, vedem ce vedem. Nu ne place, da? Vrem să schimbăm ceva și asta vine doar datorită și cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți iubite, doamnelor, și să fiți respectate, în primul rând. O seară frumoasă și petrecere minunată! Eu ofer cuvântul domnului președinte, Alexandru Cortuș. Vă mulțumesc foarte mult, bună seara tuturor, doamnă deputat, domnișoarelor, doamnelor, doamna președintă a Organizației Femeilor, domnișoara președintă a Organizației de Tineret, Cluj, domnule președinte Vasile Dâncu, domnule ministru, distinși colegi, domnule senator, distinși colegi președinți de organizații, invitați, primari, consilieri locali, în primul rând colegi. Dați-mi voie să mă bucur că suntem în această seară împreună. Da, astăzi este despre femei, astăzi este despre cele mai frumoase prezențe din viața noastră,
dar astăzi este vorba și despre Câmpia Turzii și despre Turda. Avem oaspeți importanți și mulțumesc încă o dată atât domnului președinte Vasile Dâncu, cât și domnului ministru Marius Budăi pentru prezența sa în județul Cluj și pentru vizitele pe care le-am făcut astăzi în tot județul. Vreau să vă spun că sunt mândru de ceea ce am realizat împreună în acești 2 ani. Vreau să vă spun ceea ce spuneau și colegii noștri și să-i felicit cu această ocazie pe Avram Gal, președintele Organizației Municipale Câmpia Turzii și pe Răzvan Ciordea, președintele Organizației Municipale Turda. Să-i felicit pentru ceea ce au făcut. Să-i felicit pentru ceea ce am reușit împreună să facem. Să mă bucur cu sufletul, cu privirea și cu tot ce este mai de preț pentru ceea ce văd în fața noastră în această seară. Da, avem foarte multe lucruri de schimbat. Avem foarte multe lucruri de schimbat la Câmpia Turzii, avem foarte multe lucruri de schimbat la Turda, dar despre aceste lucruri vom mai vorbi. Spun eu că astăzi, sau de astăzi, începe schimbarea, începe cu adevărat reforma în administrația și viața cetățenilor din Câmpia Turzii și din Turda. Prezența dumneavoastră certifică acest lucru, avem mult de muncă, dar astăzi ne vom simți bine împreună și sigur în perioada următoare vom pune la punct proiectele pentru Câmpia Turzii Turda și pentru județul Cluj. Vă mulțumesc, vă prețuiesc în numele organizației județene, rămânem aproape și să știți că aici, astăzi, suntem doar o mică parte din ceea ce înseamnă forța Partidului Social Democrat la Câmpia Turzii, la Turda și la Cluj. La mulți ani, doamnelor, felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, toate bucuriile, toate gândurile noastre și toată speranța noastră se îndreaptă acum înspre dumneavoastră. Vă doresc toate cele bune! Ne bucură foarte mult și prezența domnului ministru Marius Budăi la Câmpia Turzii, iar datorită acestui lucru îi oferim cuvântul. Domnule ministru! Mulțumesc frumos! Emoțiile. Să stau așa un pic mai într-o parte. Sărut mâna doamnelor, domnișoarelor, sărut mâna partea aceasta. Domnilor, vă salut cu respect. Bine v-am găsit, o să spun, în Cluj, în județul Cluj. Este pentru mine onoare și am răspuns cu plăcere invitației organizației, invitației domnului, în primul rând, colegului nostru la București, a domnului profesor Vasile Dâncu, domnul președinte, domnul președinte Gal, domnul subprefect și invitației dumneavoastră. O să fiu foarte, foarte scurt, am avut foarte multe acțiuni astăzi. Eu mi-aș fi dorit să am soția aici în sală, să o invit. De-aia, după ce vorbesc, o să-și plec pe Botoșani la mine acasă. Vă doresc o seară magnifică. Vă spun, doamnelor, să fiți fericite alături de toți cei pe care îi doriți dumneavoastră. Îi cunosc pe toți colegii mei de aici, i-am cunoscut și pe Avram, pe domnul Gal, cum vreți dumneavoastră să spun, în mandatul trecut de parlamentar. Cred că dacă și-a pus în cap să câștige primăria Câmpiei Turzii, o și va câștiga și sper să nu ne dezamăgești. La Turda înțeleg că încă nu este hotărâtă, dar poate domnul prefect se hotărăște cât de rapid. Și să aveți mult, mult succes și de câte ori veți avea nevoie de mine aici, eu cu drag voi răspunde invitație. Mult respect și o seară frumoasă tuturor! Mulțumim, domnule ministru. Îi oferim și cuvântul doamnei deputat Predescu. Stimate doamne, stimați domni, vreau să-l felicit pe Avram Gal pentru organizarea unui eveniment de înaltă ținută, așa cum îl putea organiza numai un om care respectă femeia, își respectă familia și își respectă cetățenii orașului în care locuiește. Să știți că îl cunosc pe domnul Avram Gal, de vremea când deținea funcția de viceprimar al Câmpiei Turzii. Și pot spune cu siguranță și încredere că este un om
care vorbește cu atât de mult devotament, cu atât de multă asumare, cu atât de multă dorință de acțiune și de schimbare despre localitatea în care locuiește, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Și rar mi-a fost dat să întâlnesc atât de mult entuziasm din partea lui Avram Gal, cu atât mai mult cu cât acum deține funcția de președinte al Cupiei Tuzi și consider că este un câștig pentru această comunitate și cu siguranță data viitoare când voi lua cuvântul, voi spune că sunt prietenă și colegă cu primarul Cupiei Tuzi. Iată că avem județele Cluj, avem și Alba, practic eu sunt deputat de Brașov, practic tot Ardealul îl susține pe prietenul și colegul nostru Avram Gal și Moldova îl susține pentru funcția de primar al Cupiei Tuzi. Felicitări și mulțumim tare mult pentru acest eveniment dedicat nouă doamnelor. Mulțumim, doamna deputat. Invităm în mijlocul nostru și pe președinta Organizației de Femei Cluj-Napoca, doamna Chiorea. Cluj. Stimate doamne, dragi prietene, stimați domni și dragi colegi, ziua de 8 martie este o zi care celebrează în primul rând sacrificiul doamnelor de-a lungul anilor, acelor doamne care în 1857 ieșeau în New York într-un marș împotriva condițiilor inumane de muncă și a salariilor mult prea mici, a doamnelor românce care au luptat până în 1938 ca femeile în România să câștige dreptul de vot. Sacrificiul dumneavoastră și efortul și dăruirea fiecăreia dintre dumneavoastră care continuați să luptați pentru a înlătura violența domestică, împotriva traficului de droguri, a traficului de persoane, pentru o viață mai bună și decentă a femeilor în România, pentru o corectă reprezentare în Parlament și în tot ceea ce înseamnă instituții publice, în administrația publică locală și centrală. Aș vrea să mai adaug un singur lucru și anume o doamnă din politica mondială pe care eu am prețuit-o și o prețuiesc enorm de mult și despre care nu putem spune că este o feministă, Margaret Thatcher spunea în felul următor: atunci când vrei să discuți despre o problemă, vorbește cu un bărbat. Atunci când vrei să rezolvi o problemă, vorbește cu o femeie. Vă mulțumesc, vă doresc tuturor o primăvară frumoasă, la mulți ani, doamnelor! Mulțumim, domnule! Și invităm în următoarele momente în mijlocul dumneavoastră pe președintele Consiliului Național PSD, domnul Vasile Dâncu, fost ministru apărării, fost vicepremier și unul dintre cei mai mari politicieni ai României, cu tot respectul în Vasile. Aplauze pentru domnul profesor universitar, domnul Vasile Dâncu. Bună seara, bună seara doamnelor, bună seara domnișoarelor, bună seara domnilor. În seara asta folosim, încă o dată ne folosim de femei, de dragile noastre prietene și soții și iubite, pentru ca să facem noi bărbații un eveniment. De fapt, așa se întâmplă întotdeauna și de la 1857 până acum s-au schimbat multe lucruri, dar nu s-a schimbat statutul femeii din nefericire. Femeia a rămas în statutul de păzitoare a casei, dar în același timp egală în drepturi atunci când este vorba de obligații, mai degrabă cu bărbatul. Este și o mare bucurie pentru noi, pentru că în seara asta eu vreau să vă spun că sărbătorind și pe doamnele și domnișoarele noastre, ne-am gândit să facem un eveniment politic. Și este un eveniment politic pe care vreau să-l țin în minte pentru ceva timp. Mi-am propus și eu un proiect personal să recâștigăm ca social-democrați, să recâștigăm Câmpia Turzii și Turda. Am aici doi prieteni tineri ai mei, Avram și Răzvan. Mi-am propus să le fiu șef de campanie și să pierdem sau să câștigăm împreună. Eu n-am pierdut în... metafora pe care a făcut-o foarte curajos Avram Gal, aceea de a
arăta dragostea pentru familie, ca și dragostea pentru comunitate, este una foarte frumoasă. E adevărat. Fiecare dintre noi am avut perioade când am încercat să fim călăreți singuratici, să salvăm România, să salvăm comunitatea de unii singuri. Nu se poate. Trebuie să fim împreună. Trebuie să găsim soluții ca să ne adunăm în jurul unor oameni, în jurul unor partide, în jurul unor sigle. Mă bucur că Avram a găsit în sfârșit o familie mai mare și împreună cu familia mică va deveni un politician cu totul matur. Pentru că nu este ușor să crezi un politician. Este ca și în ceea ce privește crearea unui creștin. Prima dată îl descoperi pe Iisus, de exemplu, cu inima. Apoi trebuie să te perfecționezi continuu, să ajungi să faci, să fii un adevărat creștin și cu mintea, începând să aplici ceea ce simți, ceea ce îți dă Marea Carte. Așa este și cu politica. Îmi pare rău dacă fac această... pentru că și politica vrea să spună același lucru. Vrea binele comunității, vrea binele omului, vrea frumosul. Toate valorile cele mai importante. Cred că familia noastră social-democrată cu familia pe care o creează fiecare comunitate vom reuși să readucem aceste două localități importante, Turda și Câmpia Turzii, în familia social-democrată. Pentru că aceste localități importante sunt localități de stânga. Sunt localități în care oamenii gândesc solidaritatea, în care nu gândesc doar la interesul personal, nu gândesc doar pentru capital și pentru interesele capitalismului. Se gândesc la ceilalți și la fi împreună. Și dacă cineva are dubii, dacă este de stânga sau de dreapta, vă spun o poveste mai veche și cu asta închei, despre cum poți să descoperi dacă ești de stânga sau de dreapta. Gândește-te că participi la o coridă. Dacă ții cu taurul, înseamnă că ești de stânga. Dacă ții cu toreadorul, înseamnă că ești de dreapta. Eu personal și noi de aici cred că ținem cu taurul în acest capitalism sălbatic. Vă doresc o seară frumoasă. E foarte greu să cânți în deschidere la prietenul meu, Marcel Pavel, dar ne-am asumat noi cu toții această vină. Vă spun o seară bună. Mult succes, Avram, mult succes, Răzvan. Vom fi cu toți împreună și sunt sigur că vom câștiga. O seară frumoasă! Și înainte să vă retrageți fiecare la masa dumneavoastră, domnul senator, vă rog. Mulțumesc mult, nu era musai. E destul de greu să vorbești după asemenea personalități. Eu vreau să vă spun că mă simt ca și acasă din trei motive. Unu, am făcut armata la Luna, la parașutiști și m-am simțit întotdeauna în Câmpia Turzii și în Turda extraordinar de bine. Două, al doilea motiv, datorită acestor oameni minunați care, haideți să-i aplaudăm, eu m-am simțit întotdeauna ca și acasă, cu Nelu Oleleu, cu Avram, cu domnul ministru, cred că puteți beneficia de cetățenie de ardelean, am văzut că v-ați descurcat extraordinar de bine. Doamna deputată, doamnele președinți, profesorul meu, nu a fost profesor la facultate, a fost primul care m-a luat de mânuță când am intrat în Parlament, am intrat în politică de 2 ani de zile, iar domnul profesor, domnul senator Dâncu, m-a luat de mână și m-a învățat efectiv unde sunt sălile, unde sunt comisiile, un om extraordinar care vreau să-i mulțumesc, domnul profesor, la fel față de domnul președinte Cordoș și nu în ultimul rând, prietenul și omul cu care mai pierdem vremea la telefoane, Răzvan, prietenul meu, m-am simțit foarte bine și al treilea motiv, mă simt foarte bine, m-am simțit extraordinar de bine la Turda, mă simt extraordinar de bine aici, lângă dumneavoastră. Sunt trei motive care mă simt foarte bine, mă simt ca și acasă. Eu aș vrea două plachete să-i dau domnului președinte Cordoș, una din partea mea, eu sunt președinte Organizația Municipală Alba Iulia și sunt candidatul Partidului Social Democrat la primăria Alba Iulia. Mi-am asumat acum un an și o să fac echipă frumoasă cu Avram și sper și cu Răzvan. Și eu vreau împreună cu colegii mei și sper la un moment dat și domnul profesor Dincu să zică că vine șef de campanie, pentru că în Alba Iulia Partidul Social Democrat n-a avut niciodată
primăria și vreau să scriu istorie împreună cu dumneavoastră. Doamnelor, vă mulțumesc din suflet, vă iubesc și soția mea aici și o spun mai încet un pic. Sunt căsătorit de 25 de ani, așa că nu mai are ea nicio problemă. Și vă mulțumesc și vă salut și vă respect. Să rămână doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Mulțumim. Și înainte ca dumneavoastră să vă retrageți la masa dumneavoastră, aș vrea să închei spunându-vă, doamnelor și domnilor, că toată presiunea de azi înainte și aproape întotdeauna este pe voi. De ce spun acest lucru? Pentru că mai puțin de un an de zile sau un an și ceva vor veni alegerile. Și dumneavoastră trebuie să fiți exemplul nostru. Noi toți cei care suntem astăzi aici trebuie să avem încredere să vă urmăm. Trebuie să vă urmăm exemplul, trebuie să vă urmăm energia, trebuie să vă urmăm devotamentul față de Partidul Social Democrat, trebuie să vă urmăm toate calitățile de care beneficiați dumneavoastră. Și așadar, acest partid, Partidul Social Democrat, să fie anul ce vine, primul cum îi stă bine. Aplauze! Și domnul Avram Cal mi-a spus așa: Aline, astăzi politică mai puțin, distracție mai multă, pentru că avem artiști de marcă. În următoarele 5 minute, domnilor, vă invităm să vă luați iubitele, soțiile, doamnele pe ringul de dans și să înceapă distracția cu binecuvântarea tuturor. Doamne ajută PSD să câștige alegerile! Așa, maestre, și dacă Alin Sărăcean m-a prezentat ca venind de acolo, de la Oarba de Mureș, dați-mi voie să vă salut încă o dată pe toți cei prezenți aici, toate personalitățile care au luat cuvântul. Mă bucur din toată inima că m-am aflat printre prietenii domnului Avram Gal și printre toți cei care sunt așa cum sunt și eu, iubitor de neam și țară. Pentru că vin de la Oarba de Mureș și pentru că știu că ne leagă pe toți dragostea de familie, dragostea de neamul românesc. Maestre, vreau să cântăm cu toții Ardealule bătrâne, ești vatra mea de dor, în tine m-am născut și de-o fi să fie, pentru tine mor. Cât vom trăi sub soare, iubim acest pământ. Românie sfântă, ești vatra mea de dor, în tine m-am născut și pentru tine mor. În tine m-am născut și pentru tine mor. Cei fanici și brazii tăi cei nalți stau unul lângă altul, drept strajă la hotar. Stau unul lângă altul, drept strajă la hotar. Ardealule bătrâne, ești vatra mea de dor. În tine m-am născut și pentru tine mor. În tine m-am născut și pentru tine mor. Noi am rămas aici, pe veci, stăpâni. Mulți au revenit la tine, mulți mii te-au mai dorit. Noi am rămas aici, pe veci de neclintit. Dar am rămas aici, pe veci de neclintit. Ardealule bătrâne, ești vatra mea de dor. În tine m-am născut și pentru tine mor. În tine m-am născut și
vor fi să vină vremuri grele ia, tu să mă rămâi române, drept strajă la hotar, prin cânteci și unire, drept strajă la hotar. Avealule mătrine, ești doamna mea de dor, în tine m-am născut și pentru tine mor, cine va fi să fie pentru tine mor. Românie stângă, ești doamna mea de dor, în tine m-am născut și pentru tine mor, cine va fi să fie pentru tine mor. Trăiască România mare!